la programare, cu exerciții de matematică. Da, da, Adia, când am venit, fiindcă noi am lucrat fracții, și da. Marea ta bucurie este să lucrăm fracții, atât că acum asta facem, o să vedem un test pentru clasa a 5-a. Da. Da? Și o să-l facem împreună, este și Darius. Așadar, începem. 1. Testul 3. Dacă A pe B egal cu 5 pe 6, 1. Dacă A supra B egal cu 5 supra 6, atunci 6A minus 5B este egal cu cine? Este atunci 6A minus 5B egal cu? Egal cu 65 minus 56. 65 minus 56. De unde ai zis că o stă asta? Fiindcă A este egal cu 5 și B este egal cu 6. No. Dacă avem o egalitate de două fracții, nu înseamnă numărător egal cu numărător și numitor egal cu numitor. Păi poate să fie mai mare, poate să fie 10 pe 12. Sigur că da. Noi am văzut că de la 3 pe 4, uite, 3 pe 4 este egal cu 6 pe 8, nu? 3 pe 4 egal cu 6 pe 8, dar nu înseamnă că 3 egal cu 6 și 4 egal cu 8. Este o greșeală. Deci două fracții sunt egale ca valoare. Dar nu înseamnă că dacă două fracții sunt egale, neapărat numărătorul egal cu numitorul. Cum facem aici? Deci că dacă asta e adevărată, atunci rezultă că 6A minus 5B egal cu 5 oane. Uite că am uitat asta. Mulțumesc frumos. Deci ceva nu era regulă. Dacă aș reuși să aibă același numitor, mă gândesc, dacă aș reuși să aibă același numitor... Dar prima cu 6. Aplicăm prima cu 6, foarte bine. Și pe a doua? Și pe a doua cu a sumă 7. Cu B? Cu B. Cum? Ca să fie același lucru. Că eu zis iar, dacă aș... Și atunci ai zis bine. Pe prima cu 6 și pe alta cu B, da? Și atunci, echivalent, din relația asta, reiese că 6A pe 6B 6A supra 6B este egal cu 5B pe 6B. 5B pe 6B. Și acum, Daria, fiind ca o același numitor, da, obligator numărătorii sunt egali. Deci, da, deci rezultă că 6A egal cu 5B. Da. 6A egal cu 5B. Atunci vreau să spunem că A... Nu. Și hai, Daria, să facem un lucru. Hai să scădem din ambii membri pe 5B. Și asta înseamnă, da? Că... Deci scădem minus 5B. Și asta ar fi echivalent cu 6A minus 5B. 6A minus 5B. Egal cu? În dreapta cu? Egal cu? Este egal cu? 0! Sigur că da. 5B minus 5B face 0. Foarte tare! Hai să mai privim la fracții. A pe B egal cu 5 pe 6. Dacă asta e adevărată, cu cine e egal așa ceva? Întrebarea a fost. Cu cine este egal? Cu 0. Și uite ce s-a întâmplat. Am amplificat pe prima cu 6 și pe cealaltă cu B. Da. Parcă am făcut așa. 6 ori A egal cu 5 ori B. Deci de aici, dacă mă uit, 6A egal cu 5B. Deci e foarte tare chestia asta. Din dată ce am o fracție, ce am o egalitate de două fracții, imediat produsul ăstora egal cu produsul ăstora. Deci produsul așa pe diagonală, astea două mulțite, egal cu astea două mulțite. Da? Darius. Davide. Darius. Ca să nu mai verificăm. Deci ca să nu mai pierd timpul, să le aduc la aceeași tot, dar în secret. Asta? În secret, asta e șmecheria. Ca două fracții să fie egale, vrem să aibă același numitor, facem să fie același numitor,
și pe numărătorii trebuie să fie egale. Dar se traduce, toată munca asta, se traduce așa, asta, ăstea doi mulțit pe diagonală, egal cu ceilalți doi mulțit pe diagonală. Ia să le vedeți una, domnul, dacă o înțeles. Ia să vedem ce le dau o dată. Copii, 3 pe 7 egal cu 2 plus A supra 3 minus B. De aici, 3 plus B. 3 plus B. Echivalent deodată, ca să nu mai pierdem timpul, că repetăm. Spunem, ăsta înmulțit e egal cu ăsta înmulțit. Și bine, 3. 3 pe lângă, 3 pe lângă, 3 ori 3 plus B, egal cu? Este egal cu 7 pe lângă 2 plus A. Da? Da? Dar acum ce facem? Ce proprietate aplicăm? Îi demulțim. Distributivitatea. Sigur că da. Deci echivalent. Lucrăm pe asta. O să am 9 plus 3b. 9 plus 3b. Este egal cu 14 plus 7a. 7a. Echivalent cu? Scădem un 9 peste tot. Da. Și ce rezultă? Și o să avem că 3b. Este egal cu 5 plus 7a. 5 plus 7a. Și echivalent. Hai să scadem un 7a peste tot. Da. Și de aici rezultă că 3b. Că 3b este minus 7a. Da. 7a este egal cu 5, da? Iată ce exercițiu putem face noi foarte tare, foarte interesant. Spuneam, știind. Ia uitați cum am propus repede un exercițiu. Știind că 3 pe 7 egal cu 2 plus A supra 3 plus B, știind asta, aflați. Ce să afli? 3B minus 7A egal cu cine? Ați înțeles? Iată cum am compus un exercițiu pe loc. Vedeți? Acum, cei care l-au spre rezolvare, știu șmecheria că fac prosul metru cu prosul extremilor. Așa se cheamă. Astea doi înmulțiți mezii și ăștia se numesc extremii. Deci produsul mezilor, adică ca să nu țineți miez și extrem, dacă vreți să țineți minte, dacă nu, spuneți așa, diagonala asta e egal cu diagonala așa la. Totdeauna. La două fracții care sunt egale, a spune că ele sunt egale, e de parcă ai spune. Ăsta înmulțit e egal cu ăsta înmulțit. Ei văzând, da? Văzând egalitatea asta, știu șmecheria asta, repede reacționează, muncesc așa și ajung la 3b minus 7 egal cu 5. Dacă nu știu asta să facă, aduc la același numitor. Aduc la același numitor, trebuie să amplifice aici cu 3 plus B, nu? Da. Și decoace cu 7. Da. Au același numitor. Este procedeul din înainte de care am vorbit, munca aceea în culise. Dar ca să nu mai pierdem timp la aducerea același, la același, să scrie încă o dată acel două fracții cu numitor, nu știu. Eu am zis, pa, egal, ăsta e mulțit, egal cu ăsta e mulțit. Da? Bun. Deci după ce descoperim niște lucruri, apoi sunt de acum achizițiile noastre pentru viitor, totdeauna. Viitor, viața. Da, pentru totdeauna. Care ar fi lucru important aici? Cu ce ați rămas din exercițiul ăsta? O amintire foarte plăcută. Nu, absolut. Băi, amintire foarte plăcută. Sper că am fost la mare. Care e amintire? Da, atât de plăcut. Că A supra B este egal cu 5 supra 6 și A... Bine, nu. Deci știind că două fracții sunt egale, asta spune cu cuvintele tale, mă. Ori de A fără... este egal cu 6 și A ori 6. Da. Supra 5... Nu supra. Egal cu 5 pe... Așa. Deci... Ăstea două mulțite pe așa, pe diagonală, egal cu celelalte. Da. Deci în limbajul tău vreau să fie păstrat în minte. Nu așa, pur teoretic. Deci produsul ăsta așa, Daria, nu? Cu ăstea mulțite. Când avem două fracții, cum se zice? Când avem două fracții. Care sunt egale, două fracții egale. Produsul.
pe o diagonală, era cu produsul pe cealaltă diagonală, așa să zicem, da? Uite, vă mai dau încă unul. Am așa. 2x plus 3, totul supra 5, egal cu 4x minus 3, totul supra 7. X egal cu 5 aici. Aflați-l pe X. Echivalent 2x plus 3 în paranteză, totul înmulțit cu 7. Așa, deci echivalent din relația de aici, muncem 2x plus 3 totul de înmulțit cu 7 e egal, Daria, cu... Este egal cu 5 pe lângă 4x minus 3. Echivalent cu... distributivitatea, așa, da. Ia și din dreapta s-a picat. Da. 14x plus 21 este egal cu 20x minus 15. Foarte bine. Și facem 15 din amintele. Deci ce facem? Facem 15. Adunăm un 15. Adunăm, ca să se facă zero. Deci adunăm un 15 în ambii membri și devine, te rog. 14x plus 36, da, este egal cu 20x. 20x, că 15 minus, da, 15 face 0, da? Da. Acum, ce să facem în ambii membri? Păi, credem 36. Nu, 36. Că n-are și celălalt 36. Nu, no. X. Ce-i cu X? Scoatem 14. Scădem în 14. Da. Scădem din ambii membri 14 x. Da. Da? Zicem bară minus 14 x. Ah, și o să avem că 6 x este 36. Uite la tablă, dar acolo e 36 este egal cu 6 x. Ah, așa. 6 x. Tu ai făcut invers. Foarte bine. I-a zis, da, 20 minus 14, sau? Da. Ca să respectăm. X va fi egal cu 6. Deci rezultă de aici că X e egal cu 6 și a ieșit foarte rapid. Da? Deci am făcut manevra asta foarte rapid. Când am văzut egalitatea asta, n-am stat pe gânduri. Am avut și ocazia să aplicăm distributivitatea și un calcul făcut acolo. Adunăm în ambii membri, scădem în ambii membri. Facem jocul ăsta. Mai facem încă unul, da? Da. Hai să vedem. 7x minus 3, totul supra 2, egal cu 5x plus 1, totul supra 5. Echivalent cu, conduci tu acum, Darius. 7x minus 3, totul supra 5. Minus 3, totul de înmulțit cu 5. Da? Da, este egal cu 2 pe lângă 5x plus 2 pe lângă 5x plus 1. Echivalent cu? Distributivitatea. Da. Așa. Înmulțim cu 5, cu 3 și cu 7. Și este egal cu 35x. Da. 35x. Minus 15. Da. Egal cu? Egal cu 10x. Egal cu 10x. Plus 2. Plus 2. Echivalent cu darea continuă. Păi, putem să scoatem... Nu să scoatem, să adunăm. Să adunăm. Să adunăm ce? Să adunăm 2. Nu. 2 are plus deja. Să adunăm 3. Un 15. 15, că el are minus, Daria. Și adunăm? Da. Adunăm 15. Ca să scăpăm, da. El are minus 15. Acum adunăm plus 15. Ca să facă 15 să scăpăm de el acolo, da. Deci adunăm un plus 15. Și ideea de a scădea 2 era într-un fel, dar ne dădea de lucru. Echivalent cu? 35x. Este egal cu 10x. Plus 17. Darius, ce să facem? Scădem în 17. Nu. Cu X și să te rindam. Scădem un 10. Un 10X pe cel mai mic scădem, din ambii membri. Da? Scădem un 10X și devine echivalent cu? Echivalent cu 25. 25X egal cu? Egal cu 7.
15. De unde x va fi egal cu? De unde x va fi egal cu 25. Egal cu? 17 supra 25. Da. Da? Deci 17 împărțit la 25. 17 supra 25. Așa rămâne, ca o fracție. Vedem fracții. Că noi avem posibilitatea să lucrăm cu fracții. Nu știu, tocmai suntem la capitolul fracții. Deci ăsta ar fi răspunsul. Continuăm mai departe după ce am exersat pe chestia asta. Deci rămâne așa. Din negheșițul ăsta am înțeles. Important, Daria. Chiar scrieți asta. Important. 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 Două puncte. Două fracții sunt egale. Două fracții sunt egale. Este echivalent cu produsul de pe o diagonală egal cu produsul de pe cealaltă diagonală. Da? Produsul de pe o diagonală egal cu produsul de pe cealaltă diagonală. Asta, asta am reținut din exercițiul 1. 2. Media aritmetică a numerilor. 4 pe 5, 3 pe 5 și 8 pe 5. Dar bun, pe toate și nu știi ce înseamnă media aritmetică. Media aritmetică, când o să treci în clasa a 5-a, ți se face media. Adică e un 7, un 6, un 10. Da, te împărți la numărul lor. Și din partea câte sunt. Da, asta înseamnă media. Da, adică le adunăm pe aceleași și apoi le împărțim la 3. Câte sunt? Da, câte da, sunt? Da, mai întâi le punem într-o paranteză. Da, le adunăm 4 pe sigur. 5 plus 3 pe 15, așa? Și le împărțim, împărțim la 3. Sigur. Deci media aritmetică, MA, da, media aritmetică este egală cu, cu cine ați spus? 4 pe 5 plus 3 pe 5 plus 8 pe 5 totul de împărțit, la câte sunt la ele? 3. La 3. Și o să avem 15 pe 5 ori 3. Deci 15 pe 5 înmulțit cu? Înmulțit cu cine? Înmulțit cu 3. Da, înmulțit cu cine? Înmulțit cu 3 pe 1. Împărțit la 3 pe 1. Nu, înmulțit cu cine? Păi, la 3 și înmulțit cu rest, invers. 1 pe 3. 1 pe 3, 3. Sigur că da. Înmulțit cu 1 pe 3. Și este egal cu 5. Este egal 16 pe 5. Dar nu simplificăm? Sigur. E înmulțire. Da. 15 cu 15. Cu 5 ar venea aici mai întâi. Și face 3 pe 1. Da, 3 cu 3. 3 pe 1. Și face 1. Da? Media aritmetică. Vreau să faceți voi media aritmetică. A numerilor. Nu, să se afle x știind că să se afle x știind că media aritmetică a numerilor 3 pe 4 2x plus 1 pe 3 și 5 pe 2 egal cu 7. Deci media aritmetică a numerelor acestora egală cu 7. Este 7. Număr care se împarte la toate. 12. Da. 12. Dar ce înseamnă media aritmetică? Înseamnă suma lor. Da. Dar mai întâi trebuie să găsim... Ba nu, că e suma lor. Deci nu trebuie să amplificăm nimic. Deci scriem suma. Atenție. Da, dar suma lor, dar numerele nu se pot aduna dacă n-au același număr. Sigur că da. La momentul sumei. Când... Da. Deci echivalent, dar mi-ai spus așa. Echivalent va spune că 3 pe 4 plus, plus cine Daria? 3 pe 4 plus 2x plus 1 pe 3. Așa, plus 5 pe plus 2. Plus 5 pe 2. Totul de împărțit la... De împărțit la așa. La câte sunt? La, la 3. La 3. Este egal cu tot 7. Egal cu 7. Și aici este egalitatea acum pe care îl prelucrăm. Că tu ai spus foarte bine. Lucrăm aici acum. Este un negheșițiu. Vezi? Am tradus media aritmetică, am scris relația aceea
Și acum, dar începem să lucrăm. Și i-am spus, numitorul comun aici este 12. De ce înseamnă să știi să lucrezi cu fracții? Ai tradus, de acum te duci și pe calcul cu fracții, da? Deci zicem ce acolo, echivalent cu Daria lucrează. Este echivalent cu 9 pe 12. Punem un singur numitor, Daria. Ah, da, corect. 9 plus 8x plus 4 plus 30 pe 12. Stai, cum ai zis 8x aici? 8x plus 4 e o mulțit. Deci ai mulțit cu cine aici? Am mulțit cu 4. 4. 4. Hai să luăm ușor, că pricep mai greu. Da. Plus 4 pe lângă 2x plus 1. Atenție, dragilor, 4 se mulțește cu tot ce e acolo. Plus 30 pe 12. 30. Plus 30. 5 ori 6. Da, 30, plus 30. Da, da, Darius? Da. Da. Este egal cu cine? Nu este egal. Egal, împărțit este egal. Împărțit. Totul de împărțit la 3. Da, totul de împărțit la 3. Da. Egal cu 7. Egal cu 7. Echivalent cu. Funcim. Desfacem paranteza aceea, copii, nu? Da. Sau mai precis egal cu 84 pe 12. De ce 84? Pentru că sunt 7 întregi. Cum? Adică nu sunt 7 întregi. Nu, nu, Daria. Nu, 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 atenție, lucrăm acum, sus, lucrăm, aranjăm. 9 cu 30 face 39. Putem să adunăm pe ăștia, da? Da. Deci zicem 39. 39. Plus, Darius, desfacem aici 4 ori 2, 8x, 8x, plus 4 ori 1, 4, totul supra 12, înmulțit cu Daria, cu Daria, înmulțit cu Daria. Înmulțit cu, păi da. Era împărțirea 3, o să înmulțit cu? Înmulțit cu 1 pe 3. 1 pe 3, sigur că da. Cu răsturnatul, da? Cu inversul. 1 pe 3 egal cu 7. Egal cu 7, echivalent. Ia să vedem. Și acum să rămânem la mulțirea a două fracții. 39 cu 4 putem să-l adunăm. 39 cu 4 care adunăm. Care îi dă 53. Nu, nu, nu. Bă, 54 da. 43 plus 8x. Corect. Supra. Deodată. 12 ori 3, ca să nu mai 12 ori 3, 36. Ori supra 36 este egal cu 7. Este egal cu 7. 7 pe 1, pot să spun. Echivalent cu... Ce m-a învățat domnul profesor acum? Ce-ți faceți? Produsul cum? Da. 43 plus 8x. 43 plus 8x este egal cu? Este egal cu 36 ori 7. 36 ori 7. 36 ori 7. Echivalent cu? Zicem 43 plus 8x egal cu? 252. 252. Da? E sigur? Da. 7 ori 6, 42. 3 ori 7, 21. Și cu 4, 25. Și facem da? 8x este egal cu 252 minus 43. Corect. Deci o să spunem că 8x, 8x, da, ai zis bine, 8x egal cu 252 minus 43. Minus așa 43. Că 8x este egal cu... Și o să zic aici, 8x egal cu? 209. Și atunci x este egal cu 209 părțit la 8. 209 supra 8. Da. Zicem supra 8. Da. 209 supra 8. Ok, reducibilă, domn profesor. Asta îmi întreb. Da. Ce părere aveți? Numitorul prin cât vrea? Numitorul la 3 prin... Pe 8, dacă aveți 8, vrea prin 2. Prin 2. La 209. Nu, păi numitorul, numitorul la mai mic. 200 de ani. Ăla vrea, are prin 2 și prin 4. 2 și prin 4. Și prin 8. Dar dacă nu vrea prin 2, nici prin 4 nu merge. Da, nici prin 8. Deci este fracție reductibilă. Și cum nu vrea ăla de sus din, prin 2? Că e clar că este ireductibilă, da? Da. Ireductibilă. Perfect. Perfect. Bravo. Da, am insistat încă o dată. Pe ce? V-am arătat că vei de aritmetică poate fi sursă pentru construite greșiții. Dai niște numere, zici, media aritmetică este atât, conține un necunoscut acolo și lucrăm și calculi și cu fracții. Și... Vedeți? Facem, am făcut chiar mai mult decât cerut autorul testul ăsta. 3. Scrieți numărul 4 ca sumă de două fracții, niciuna din ele fiind număr natural. Deci 4
ca sumă de două fracții, niciuna să nu fie număr natural. Deci 4 ca sumă de două fracții, niciuna să fie sumă. Deci nu putem sumă. Da. De două fracții. Deci două fracții. E 4, adică 4. Da. După ce le adunăm, vorbim de 2 supra 1. Vorbim de 4 întregi, nu? 4. Da, 2 pe 1 plus 2 pe 1, mă, dar dă și tu niște fracții altfel, mă. Am întrebat, vorbim de 4 întregi, nu? 4 întregi, da? Da. Okay. Deci după ce adunăm cele două fracții, ok, da. Să dea în final 4. Da, să vedem. Cum gândiți voi? Da, sigur că da. Și să nu fie, ați mai zis o condiție, parcă. Să nu fie număr natural. Sau... De sumă de două fracții și să nu fie... Niciuna din ele fiind număr natural. Să nu fie număr natural, niciuna. Adică nu spui 2 pe 1. Da, exact. Nu 2 pe 1. Ceva de genul 7 pe 4. Am un idee. Da. Zi. Am scris 42 pe 12 plus 6 pe 12. 42... Pe 12 plus 6 pe 12, care va fi egal cu 48 pe 12, care dă 4 întregi. Așa. Aici ai de bine. Dar pe asta mai puteai, nu, ca să nu fii cu același numitor, mai simplifici un pic. Da. Și o dai așa. Printr-un cât să-l simplifici? Printr-un... Prin 6. 6, da, 6. 6. Și vine că 7 pe 2. 7 pe 2. Plus 6 pe 2. Da. Plus 1 pe 2. 1 pe 2. Da, era tot pe același numitor. Iar e același plan. Da, lasă. În final, aș vrea să fie ireductibile. Hai să cer eu asta. Ah, vrea și ireductibile. De deci două fracții ireductibile. Ah, știu. 7 pe 2 plus 1 pe 2. Bun. Sunt ireductibile. Fără să fie și același numitor. Ce? Fără să aibă același numitor. Fără să fie același numitor. Adică cu numitor diferit. Numitor diferit. Nu mă, scrie, hai. Numitor diferit, vrea. Da. Și ireductibile. Ireductibile? Da. Păi, dar, profesor, nu poți fi ireductibile dacă sunt 4 întregi, pentru că trebuie noi să înmulțim. Noi acolo va trebui să înmulțim dacă sunt 4 întregi, nu poți fi reductibil. Hai să vă spun eu, care și mecherea. Vrei să vă spun? Da. Hai să vă spun. Deci eu plec la 4 egal cu... 4 pe 1 poți să-l surprind, da? Că 4 pe 1 e egal cu 4. Da. Și amplific aici cu 3 vânoare. A, gata, știu. Da? Și vine că dacă amplific, vine 12 supra 3, care e egal mai departe. Pe 12 sau... Vrea să zic că nu e reductibil, asta vrea să vedea. Am înțeles, dar pe 12 și pe 3, acum rup în două numere. Pe 12 în două numere. 7 și 5, ca să fie... A, așa. 7... Pe 6 și 6. 7, 7, da. Da, 7 plus 5, totul pe 3. Și distribui numitor și va fi 7 pe 3, dar voi avea aceeași numitor. Da. Dar să vedeți ce mai lungul fac ca să... 7 pe 3, vine 7 pe 3, plus 5 pe 3. Și nu, scris, nu e... Da. Am scris două fracții reductibile, dar n-am reușit să fie cu numitori diferiți. Trebuie să mă întorc înapoi. Am să mulțesc cu alt număr acolo. Cu 6 să mulțesc. Cu 6, ca să aibă și un 2 și un 3, ca divizor, să mai pot eu simplifica. Și atunci, zic așa. 4, hai să-l scriu. 4 supra 1 egal cu, dacă mulțesc cu 6, 24 supra 6, care e egal mai departe, pe 24, acum se desfac în două numere. 12. Nu. Nu e egal. Deci nu în 12 și 12. 24. 11 și 13. 20. Deci a zis, Daria, 20 și 4. Plus 4 pe 6, pe da, 6. Daria? Acum a, și prima o puteți, dacă o împărțim la, de exemplu, la 2. Așa. Dacă o împărțim la 2, putem să spunem... Și altă tot la 2. Da, nu, pe 10, puteți spuneți acolo 10 pe 3,
plus 4 pe 6 este egal cu atât și atunci noi trebuie să mulțim ca să ne dea 20 pe 6 plus 4 pe 6, deci o să ne dea 24. Da, dar 4 pe 6 e tot 2 pe 3. Da, adică tot simplificează, ziceam eu, 11 și 13, știți? 11 și 13, dar vor avea același numitor. Iar vor avea același numitor. Atunci eu caut pe una să-l pot simplific și pe alta nu. Hai să vedem. Hai să vedem cât ar veni. 24 a fost, 21 da? Și 3. 21 și 3. Nu. Nu, nu 21 nu. Și 3. Una merge prin 3 și altul tot prin 3. Prin 3, nu-i bun. Nu, altceva. Hai să vedem alte două. 10 și 12. Tot ar să se simplifică prin 2. Aici este un număr par, da? Fiind un număr par, eu o să scriu ca o sumă de numere impare. Da. Și o să împart la treia în două. Și un număr impar, 9, hai să zicem, prin 9 casă. 9 și 15. 9 și 15, iar la 3. Deci sumă de două numere impare. 7, că e un... Nu, neapărat numai două numere impare. Asta e. 17 și iar nu mai merge la niciunul, vedeți? Da. Ca și 11 și 13. Bun. Ideea este să mulțesc cu altcineva. Până când reușesc... 17 plus 7. Păi da, dar nu mai simplific. Ia să văd. În sumă de 3 fracții fac acum. De 3, da. De 3 reușim. Hai să facem sumă de 3 fracții. Adică pe 24 ăsta să-l văd ca o sumă de 3 numere. Și pe un distribui numitorul. Corect. Deci vreau mai mult. 3 fracții. Și acum voi spune. Fracții. De 3 fracții, adică... A, păi așa e foarte mult mai simplu. Hai să vedem. Păi, putem să spunem, de exemplu, că l-am înmulțit și eu pe 14 plus, adică 24, din ce îl compunem? 24. Să zicem un dintre ăsta... Din 17. 17 da. Plus... Din 3 trebuie să-l facem tare. A, 17 plus... 3 plus 4. 3, da, plus 4. 3 la plus 4. 4. Se împarte. Nu pot de-asă. 3 și plus 4. Totul pe? 11. Pe 6. Pe 6. Da? Da. Și acum distribui. Da, da. Și egal cu 17 pe 6. Vorbiți. Plus 3 pe 6. 17 plus 3 pe 6. Plus 4 pe 6. Dar 3 pe 6 și 4 pe 6 sunt posibil. Și asta simplificăm. Simplificăm, domnul profesor, faceți invers. Așa, așa, așa. Deci prin 3 și aici prin 2. Și, da. Și o să dea 17 pe 6. Și o să dea 17 pe 6. Plus, plus 1 pe 2. Pe 2 plus 2 pe 3. Asta-i. Da. Iată cum 4 se scrie ca o sumă de 3 fracții. Am făcut mai mult decât a văzut zis autorul. Deci care este ideea? Ideea este așa, numărul acela să mă amplifică cu ceva, cu cât vrei tu, cu 3, cu 4, cu 7, da? Și în felul ăsta ai și un numitor, iar pe el îl rupi în două și distribui numitorul. Dacă vrei două, dacă vrei 3, numărătorul îl rupi în 3 numere, dacă vrei 4, în 4, distribui numitorul și astfel ai cele exact câte fracții îți cere. 2, 3, 4 fracții. E simplu. E invers dacă pleci. Dacă vrei să încerci tu la întâmplare, nu-ți merge jocul. Că Daria a încercat așa, să mărți ce fracții să iau, încât să le aduci, sunt de-a 4, nu? Dar merge mai dificil. Iată că din fața fiecărui exercițiu plecăm cu câte ceva. Corect. Câte o șmecherie. Noi nu ne mulțumim să facem exercițiu. Tare mult vreau să vă comunic acest lucru. Cea mai mare bucuria mea este să vă pot spune că nu făcut-o exercițiul mai interesat și am plecat de acolo, de la el. Și gata, spunem, știm, am rezolvat. Ci să vedem de desubt cum anume s-a compus exercițiul, ce variante putem să facem și noi și mai dificile de acolo. Deci, dar ales cu ce chestii pleci. Când ți se dă un număr și vrei să-l scrii ca sumă a două sau trei fracții, pleci de la numărul acela. El fiind un număr natural, da? Da. M-a fost aici. Amplifici cu ceva sus-jos. Da. Ai în momentul ăla un numitor, ai deja un numitor construit. Depinde cât ai înmulțit. Da. Și numărătorul îl rupi în două sau trei numere funcții de câte fracții vrei să construiești. Da, profesor. Da? Vă
Te rog. 11 pe 45. 11 pe 45. Plus 1 pe 5. Da. Plus 5 pe 9. 5 pe 9. Dă un întreg, vrei să spui, nu? Și vrei să aflăm întregul. Mă gândeam că tu ne faci așa. Ne dai întregul ca noi să găsim fracțiile. Tu ai fost drăguță. Bine. Ei, aici numitorul, cât este aici? 45, nu? Da. Aici aplicăm cu 9. Și acolo, și acolo aici cu 5. Dar te rog să lucrezi, să vedem cât ne, care-i întregul. 11. 45 plus 9 pe 45. Plus 9 plus 25 pe 45. Da. Și face 45 pe 45. Da? Și egal cu 1. Adică puteai să spui, vă rog să mă înscrieți pe 1 ca o sumă de 3 fracții. Corect. Ireductibile și... Da? Dar era mult mai tare, dacă nu așa. Scrieți-mi pe 1 ca o sumă de 3 fracții. Scrieți-mi pe 1, te îndrăi pe 1, ca o sumă de 3 fracții... Ok, vă dau acum 1. Da? Fracții ireductibile. Vă dau acum 1. Da, de... Acum m-am priceput, da, șmecheria, ca să mergem mai departe. Corect. Da? Deci, atenție, zăbovim atât cât să fie necesar. Cum crezi că dacă ne dădea pe 1, cum trebuia să procedăm? Mulțeam cu 45 sus și jos. Deci luam pe 1, egal cu 45 supra 45, egal mai departe. Pe 45 era să scriam ca 11 plus 9 plus 25. Dacă eu nu vă dădeam fracțiile, nu? 11 plus 9, luam noi alte fracții. Corect. Alte numere. 11 plus 9 plus 25. Că 11 plus 9 plus 25 fac 45. Totul supra 45, distribuim numitorul și vine 11 pe 45 plus 9 pe 45 și plus 25 pe 45, da? Ei, 11 pe 45 e ireductibilă, așa în gheață. 9 pe 45 se simplifică, nu? Cu, prin cât? Prin 9, printr-un... 5. 9 pe 4. 5. Printr-un 9. Da. Da? Deci vine, rămâne 11 pe 45 plus 1 pe 5, da? Și plus, hai simplificăm prin 5, și 5 pe 9, plus 5 pe 9. Iată cum am scris, pe 1 ca o sumă de 3 fracții ireductibile. Da? Deci am mulțit cu 45 sus și jos, am pus mâna pe numitor, lucrăm și iată că merge foarte, foarte bine. Da, mă bucur mult că s-a priceput exercițiul ăsta și acest exercițiu. Și acum să trecem la 3, la 4. Astăzi te simți în elementul tău, Daria, nu? Mult, de mult ai visat să facem numai fracții. Și o să vezi ce probleme frumoase că se fac cu fracții. S-a devenit visul tău. Da, visul tău. Să vedem altă fracție. Alte greșituri, să vedem cum sunt. Dacă vreau, citesc eu, domnul profesor, de acolo. Sigur. Dacă voi e mai ușor. Mai mult mai ușor. Testul 3, da? Da. Testul 3, chestiunea 4. 4. Aflați termenul necunoscut X. Aflați pe X din, probabil, o relație. Da. Da. Paranteză pătrată. 3 pe 4 plus. Aflați X din. Paranteză pătrată, 3 pe 4 plus 2 pe 3 împărțit la 3 plus 2 pe 3 împărțit la, paranteză rotundă, 3 pe 4 minus x, închideți și rotunda și pătrata, ori 6 pe 4 și 1 egal cu 1 pe 2. Darius, te rog să-l conduci tu. Putem să zicem pe X ca X pe 1. Aici, da? Da. Perfect. Și atunci echivalent. Cu 4. Bine. Și echivalent cu. Da. Echivalent cu 3 pe 4. 3 pe 4. Plus 2 pe 3. Împărțit la
3 pe 4 minus x, 4x pe 4. Minus o singură linie, fracții, da. Minus 4x, totul pe 4, uite așa scrie, da? Da. Și nici nu are rost pe paranteza rotundă, Darius, pentru că rolul ei a fost luat de fracții, da? Uite așa. Și acum dreapta, de la început, voi spuneți că dreapta devine rotundă, să știți că nu e nicio mare problemă dacă o lăsăm așa, da? Dreapta, înmulțit cu 6 pe 41, egal cu 1 pe 2, echivalent cu 3 pe 4. Da? 3 pe 4. Plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3. Împărțit la... Înmulțit cu Daria. Înmulțit cu 4 pe asta. 3 minus 4 pe 8. Deci înmulțit totul cu 4. Nu. Sigur aici așa a fost, Mihaela? Împărțit la paranteză 3 minus 4. Așa că e împărțit că 2 puncte de împărțit. Împărțit la 3 pe 4 minus x. Bun. Deci înmulțită, Daria, cum spuneai, cu 4 supra 3 minus 4x, așa, da. Totul într-o paranteză dreaptă, da, ori 6 supra 41, egal cu 1 pe 2. Echivalent cu Darius continuă. Ce ai de gând să faci, Darius? Păi eu gândim mulțirea. Mulțirea? Da. Sigur că da, nici nu stăm pe gânduri. Înmulțirea e obligatorie. Că 3 minus 4 este aici, ce faci așa în gheața acolo, e un numitor. Am o întrebare. Te rog. Dar dacă avem 3 minus 4x și noi avem 4x, x nu știm că nu poate fie mai mare decât 1. Adică 1, nici măcar 1 nu poate să fie. Te gândești la scăderea aceea, când nu-i da. Totul în regulă. Da, gândesc că ar fi 0x. O să vedem noi cum se așează. Să vedem, poate au greșit ăștia la redactare, Ingea. Vedem. Da, pentru că aici să spui 3 minus 4x. E ce ceva de lucru, 3 pe 4 plus. Hai să facem mulțirea, Daria. 3 pe 4. 3 pe 4 plus 8. 8 supra 9 minus 12x. Daria și mulții. 3 ori 3, 9. Minus 3 ori 4x, minus 12. Vedeți? La fel, așa nu are sens. Totul într-o paranteză rotundă, ori 6 supra 41. Egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Echivalent Darius. Darius. Echivalent cu... O să vedem acum, urmărim. O să vedem în ingleseara. Da, mi se pare paranteza aia înmulțită cu ceva să dea jumătate? O să vedem noi. Vedem calculul ăsta. Tu vrei da. Să simți ieșițiul în sine dacă are da. Calitate logică. Și are da. Logică. Da. Bine. Cum să știe? Amplificăm aici cu 9 minus 12 x, nu? Da. Și aici cu 4. Hai deci 9 minus 12 x, aici cu 4. Și ieșițiul va suna așa, Darius, să zice, 3 pe lângă. 3 pe lângă. Punem un singur numitor, Darius. 3 pe lângă. 4, jos la numitor, 4 pe lângă 9 minus 12 x, da? Că cele două numere sunt considerate numitor comun. Așa. Și bine, sus 3 pe lângă. 3 pe lângă. 9. Minus 12 x. Da. Plus? Plus 4 ori 8. Ori 32. Noi. Așa. Ori 6 supra 41. Mulțit cu 6 supra 41. Egal cu 1 pe 2. Echivalent cu. Dar ea continuă. Este echivalent cu 27 minus așa. 36. 27 minus 36 x. Totul supra Daria. Plus 32. Hai să mulțim. Plus 32, da, foarte bine. Foarte bine că mai atenționat. Eram cu internatul. Supra 36 minus 36 48 x. Minus 48 x.
x ori 6 ori supra 6 supra 41 egal cu 1 pe 2. 2 echivalent păi, cu... Hai să vedem, ce ne facem acolo. Păi, 27 plus 32. Cât face 27 plus 32? 59 minus 36x. Deci 59 minus 36x pe 36 minus 48x. 36 minus 48x ori înmulțit cu 41, 6 este 40. Ne dăm cu numele 2. Echivalent cu Darius, continuă. Echivalent cu... Avem de mulțit două fracții. Da. Deci... numărătorii cu 3, adică 6 pe lângă tot ăsta. Da, da? Și, 41 pe lângă... Așa, zicem, 6 pe lângă 59 minus 36x, de 6 pe lângă 59 minus 36x, totul supra Daria, 41 Daria. Pe lângă 41 pe lângă 36, pe lângă 36 minus 48x. Egal cu 1 pe 2. Da, egal cu 1 pe 2. Echivalent cu Darius. Și atunci, da. Echivalent cu... Înmulțim. Distributivitatea, așa, da? Distributivitatea. Așa. 6 ori 9. 54. 6 ori 5, 30. Hai, hai. 6 ori 5, 30 și cu 5. Corect. Minus. Minus 6 ori 6. 6 ori 3, 18 și cu 3. 3 egal cu 21. 216x, totul supra Daria de desubt. Totul supra 41 ori 36, mulțim repede, 41 ori 36. Dacă e greșit ceva. Da, nu a lăsat așa. 1476. Noi ducem până la capăt. 1476. Așa. Și acum trebuie să fac 41 ori 48. 41 ori 48, mulțimeți amândoi ca să nu cumva să greșească unul din voi. Da, 1968. 1968x egal cu 1 da, pe 2. Da, foarte ciudat. Echivalent. Echivalent. Acum chiar suntem în șmecheria produsul așa, diagonală pe diagonală. Deci asta... E chiar mi se pare foarte ciudat. Oricum nu zău, dar facem și asta. 35, deci 2 ori asta... 2 pe lângă 354 minus 216. Deci 2 pe lângă 354 minus 216x este egal cu 1 ori toate chestiile. Este egal cu 1, adică scriem doar chestia aia. Așa, 1476 minus 1968x. Da? Și desfacem paranteza. Desfacem, desfacem da. Aici. Da, desfacem paranteza. 6, nu. 708. 708 minus 432. Da. 432x este egal cu 1476 minus 1968x. 1476 minus 1968x. Putem să scădem 432x din anumitul. Nu adunăm. Adunăm, nu facem plus. Da. Deci adunăm și o să ne dea 700. Sau adunăm Daria pe 1968. Ca să scăpăm bine. Da? Da. Adunăm. E mai mare și. Da, e mai mare și când adunăm... O, n-o să ne rămân. Da? Deci adunăm până la mai mare acum. Da. Și deci o să avem 708. Deci adunăm pe 1968 x și va fi echivalent cu 1968x, îl punem, dacă îl adunăm, îl punem... 2400... Să scriem așa ca să înțeleagă totul, 2400, da? 1968x
scăzut 432x, vezi, Darian? Da. Ăsta a scăzut celălalt, că el era scăzut de acolo. De acum i-am pus ce trebuie. Plus 708 este egal cu 1476. 1476. 6.000. 0. Că asta, da, da, asta minus asta face 0. Da? Și cam atât, nu? Echivalent. Și exercițiul. Da, lucrăm acum. Scădem acolo și ne dăm 1500. Din 1968 scădem 432. 1500. Da, 36. Deci vine 1536. X plus 708. Dar să lucrează și tu, Daria, da? N-ai mai lucrat de mult. Egal cu 1476. E deci tu este frumos să știi până la urmă. Da, da, da. Mai că nu reușit să scrii la început și... Și eu rămas... Și a rămas așa. Și ia să vedem, 1000... Scădem pe 708 din ambii membrii. Da. Și ce devine? Devine 1536x 1536x este egal cu 768 1476 1476 minus 768. Da? Pe bune. Da, da, s-a vrut să vadă de calcul. Și eroare și greșeala care o poți trecura în fiecare clip. O să discutăm acum imediat. Deci, zicem echivalent, 1536x este egal cu 768. De unde x-ul va fi egal cu 768 supra 1536. Exact, prin el, prin 768. Și fracția... O împărțim chiar prin 768. Și o să dea 1 pe 2. Da. Și x-ul e 1 pe 2. Lăsați puțin. Dar x-ul e 1 pe 2, nu? Păi nu, da, e expresia. Păi asta trebuie să aflăm x. Deci valoarea lui x este 1 pe 2. Da, dar uite, ne arată o expresie care era egală, care conținea pe x și era egală cu 1 pe 2 și taman ăsta ne-a dat x-ul. S-a întâmplat să fie x-ul, dar nu ăsta. Da. Păi autorul a pus 1 pe 2. Așa a gândit Elegheștiu. El când a făcut exercițiul, a avut 3 pe 4 minus 1 pe 2, în loc de x, corect. 1 pe 2, și a făcut calculul acela și a încurcat exercițiul. Dar exercițiul a fost foarte dificil. Foarte. Noi facem exerciții de aceste, Daria, când am compus în clasa a treia, era în clasa a treia exerciții, în care făceam niște calcule cu numere întregi și ștergeam un număr de acolo la un moment dat, îl notam numărul acela cu x, dar și era exercițiul cum construit, da? Da? Da. Ei aici, același tehnic a avut autorul și a făcut calculul. Deci el a plecat așa. 3 pe 4 minus 1 pe 2, 2 pe 3 împărțit la toată asta, nu știu ce, nu știu părea cum. Părea simpluț, da. Și e dat 1 pe 2. Da, era așa de și credor. Și a constatat că a dat 1 pe 2. Când dat o să mi s-a părut citat faptul că să-ți dea ori... Dar indiferent, trebuie să mergi până la capăt. Vezi cum a făcut un profesor, nu l-am abandonat. Până la capăt. Păi, în afară de faptul că se filma și nu permiteam să-l las. Am o întrebare. Dacă X era 1 pe 2, cum îl puneam acolo? Adică, cum îl introduceam în problema? Dacă dumneavoastră le-a spus 3 minus 4X pe 4, noi cum îl introduceam? Nu zic 4X pe 4. 4X pe 4. A, păi nu, acolo am început. Eu vorbesc, Daria, început, da, Daria, de aici, aici trebuie să filmăm. Aici, la început. El așa a fost dat de autor. Eu vreau să insist, Daria, pe ideea pe care autorul a avut-o când s-a apucat de lucru. De ce l-a zis așa? Ia să fac eu un exercițiu. Da? Și a zis, 3 pe 4, scăzut 1 pe 2, care face cât la lucru? 3 pe 4 minus 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 4. Amplificăm aici cu... Un sfert. Cu 2. Cu 2. Da? Din 3 sferturi scăzi jumătate. Da, 3 sferturi minus jumătate, un sfert. Facem 1 pe 4, da? Da. Bun, deci. Acum, 1 pe 4 să... 2 pe 3 să-l împart la 1 pe 4. Deci o să zic, 2 pe 3 îl împărțim la 1 pe 4. Da? 2 pe 3 împărțim. Da? Așa repede? La 7 are calculatorul. Astăzi, în smart. Ia uite, ce să fac?
Continui să-ți faci tu, da? Da, am înțeles, nu, domn profesor? Sigur că am lucrat aici, da. Pentru că e interesant. I-a adevărat, nu s-a eliberat drumul. Așa? V-am lăsat sănătate. La revedere, sănătate. Mi-e la 4, da? Da, 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 la 4. Deci, 2/3 împărțit la 1/4. 1/4 e rezultatul de aici. Da? La revedere. Deci, 2/3 împărțit Dalia la fracție, la paranteza asta, care e 1/4, da? Da. Și cât ar face dacă împărți de 2/3 la 1/4? 2/3. Bine, 2/3 înmulțit cu... Înmulțit cu 4/1. Și face 8/3. Da. Bun. La 8/3 ăsta și-o gândit el, măi, ce să-i fac eu la 8/3? Hai să mai adun un 3/4. 2/3, i-a adunat un 1/4 și care face în calcul, ia să vedem, 8/3 plus 1/4, am plitit aici cu 4 și din coace cu 3, iar vreau cu 3 și o să am 32/12. Deodată 32 plus 3/12. Așa, și face... Și este egal cu 35/12. Și după ce o... Zice, hai să-l înmulțesc cu 6/41. Așa-l complic, da? Da? Cu 6/41. Păi da, domn profesor, lăsați-mă, facem ce mulțumesc. Lăsați așa, ne-am dat seama că e bine. Și acum, 35. Îți curios, vede dacă dă așa. 35, Daria, pe 12. Înmulțit cu 6. Cu 6 pe 41, nu? Da. Și aici e practic se simplifică un pic de 6 și vine un 2. Iar aici face 35 pe cât vine? 82. Și nu îmi dă 1/2. Deci am greșit eu la calcul, înseamnă. Nu s-a spus, nu. Ceva deci, nu e în regulă. Hai să mai vedem o dată. 3/4 minus 1/2. Corect. Este un moment. Dar facem un pic să urmări. Hai să vedem. Hai să vedem un lucru. Știi ce vreau să-ți comunic, să-ți comunic ție acum? Nevoia de a avea răbdare în fața unei greșeli. Păi nu știu unde l-ați pierdut pe 3/4 la din față. Unde l-ați pus? Uite. 3/4 minus 1/2, mi-a dat 1/4. După aceea ați împărțit la 3/3. Îl împărțim la 1/4, rezultatul de aici. Da, și ne-a dat 1/3. Și ne-a dat un pic, Daria. 2/3 ori 4/1 face 8/3. Și acum, cum ați continuat cu 1/4 ăla? De unde l-ați pus? 8/3 adunat cu 3/4, nu cu 1/4. Și cred că trebuia întâi înmulțitul și după aceea adunat. Da. 8/3. Nu, că e paranteza dreaptă asta. A, e o paranteză dreaptă acolo. Da, da, da. A, bun. Deci trebuie adunat 3/4. 3/4 acolo. Faptul că n-am adunat, da. 3/4, am dat greșit. Păi, pentru că e 3/4. Acum vine 4/8, 32, da. Plus 3/3, 9. Deci. Da. Și atunci face 31. 41. Pe 12. Și acum merg, iau, da, 41. Da, și de ce? Acum se justifică de ce? A, ori 6/41. Eu mă gândeam, băi, dar 41 ăsta de ciudat de tot, îl păstrează cu... 41, vedeți? Deci, 41 pe 2. 41. Da, și acum se simplifică. Pe 12, cu 41 se simplifică și face 1/2. Da, asta a fost. Deci așa a compus ele greșițiul. Și l-a luat pe 1/2. Și acum s-a întors. Și a luat cu X. Corect. Și a construit greșitul. Corect. Corect. Da? Așa, asta e tehnica de lucru. Ce chestie. Iar el devine foarte dificil turma. Corect. Da. Și de noi ce? Trebuie să mergem până la capăt. De ce? Ce ciudat. Dar de ce, Daria? Pentru că în clipa în care știu pe X, da, fac fracțiile acolo și merge treaba. Știu, dar când ajungi în pas la ceva, care încă o fracție, să mulțești cu fracția aceea răsturnată, a devenit ieșitul chiar stresant de la un loc încolo. Nu? Pentru că în momentul în care am înmulțit cu 4 pe
3 minus 4 x. S-a dus jos. S-a dus jos și aduce la aceeași unitor, dar acum este dificil. Deci este dificil. Dar noi nu ne-am speriat, pentru că exercițiul a fost la îndemâna noastră în final și am înțeles că merită așa ceva. Bun. Caută tu, Daria, acum că mai ai aveste. Tema lui Daria s-a dus din clasa 5, acum butonul de-a 4-a. Hai să facem de-a 4-a. Găsim și o problemuță de aceea frumoasă care ai tu de lume. Să vedem de când s-a dus. Eu aș fi vrut să-mi faceți o problemă de genul ăsta, dacă într-o cutie, o oră, un pic. Da, o oprim.